punctual pe străzile din Bahne, care se propun spre finanțare din bugetul local. Atenție! Din bugetul local, deci astăzi a fost un proiect de hotărâre, de fapt pentru a doua oară, introdus pe ordinea de zi, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, refacere infrastructură, străzi în Bahne, Cezar Boliac, Dr. Telemac, Rărău, Dornei și așa mai departe. Adică acele străzi care au fost distruse în urma implementării unui proiect cu fonduri europene. Și pentru că s-a săturat domnul primar să fie apostrofat de rezidenții cartierului Bahne că nu mai au locuri de parcare și că umblă prin oroaie, a introdus acest proiect pe ordinea de zi. Atenție, doar de aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ceea ce nu presupune execuția propriu-zisă pentru acest an bugetar. Dacă se va verifica proiectarea bugetului pe anul 2023, veți constata cu toții, dragi focșăneni, că în bugetul de investiții pentru anul 2023 nu este prinsă această investiție de refacere a străzilor din Bahne. Iar cum dumnealui s-a văitat în această conferință de presă că i-ar mai trebui 50 de milioane pentru cofinanțarea proiectelor europene aflate deja în derulare, eu mă întreb de unde scoate domnul primar acești bani dacă la finalul proiectului se specifică este strict din bugetul local.